prieteni, e 4 fără un sfert și videoclipul ăsta e de departe cel mai cerut și de aici, de pe YouTube, din comentarii și pe Instagram, cam încă de când am început eu să filmez vloguri, pentru că un lucru scandalizează și intrigă publicul în legătură cu clipurile mele și anume... De ce scriu pe cărți? Ce mă zgălesc acolo? Ce înseamnă toate culorile și săgetuțele din cărți? Ești un monstru! Adevărul e că am tot evitat să filmez clipul ăsta pentru că, deși scriu în cărți și mi-iau notițe în timp ce citesc încă din liceu, foarte mult timp nu am avut un sistem de anotare și, de fapt, nici acum nu pot să zic că am un sistem fix universal. Și cumva, în momentul în care încep o carte nouă, îmi creez propriul sistem în funcție de aspectele la care vreau să fiu atentă în timpul lecturii, care pot să varieze de la carte la carte. Mai întâi să vă explic de ce scriu pe cărți, inclusiv pe cele de ficțiune și cum mă ajută asta. Pe scurt, n-am fost relaxată nici măcar o zi din viața mea, nu știu ce e aia. Și răspunsul mai lung, pe mine treaba asta mă ajută să citesc activ și analitic, mă ajută să înțeleg mai bine ce citesc și cu cât e mai complexă cartea, cu atât o să vreau să interacționez mai mult cu textul, o să vreau să mă asigur că prind toate înțelesurile, mai ales dacă citesc un clasic sau o carte publicată cândva înainte să mă nasc. Practic, scriu pe cărți pentru că notițele sunt pentru mine parte din tot procesul ăsta al lecturii. Ideea e că de fiecare dată când citesc o carte, vreau să înțeleg contextul în care a fost publicată, vreau să caut informații despre autor, poate să citesc despre opiniile autorului pe diverse teme, poate o să citesc inclusiv despre orientarea politică a autorului. De ce? Pentru că, în mod evident, toate astea transpar în text. Dar autorul nu creează acolo o operă fictivă și complet separată de cel care a scris-o? Păi nu chiar, pentru că orice text pe care îl citești a fost influențat inevitabil de contextul istoric, cultural și politic în care a trăit autorul, care a fost un om, tot așa ca mine și ca tine. Adică dacă tu te pui acum să scrii un roman, chiar dacă scrii ficțiune și eu nu o să confund opiniile personajului cu opiniile tale, tot e evident că romanul ăla o să reflecte într-un fel sau altul anumite idei sau preconcepții cu care ai crescut și pe care le-ai preluat și așa mai departe, dar asta e o întreagă discuție pentru alt clip, nu știu dacă o să existe vreodată acest clip. Să revenim la notițe. Practic, notițele se pot lua într-o infinitate de feluri. Poți să faci inclusiv un rezumat al acțiunii la finalul fiecărui capitol pe post-its pe care să le lipești în carte. Poți să cauți tot felul de interpretări critice a ceea ce tocmai ai citit și să le incluzi acolo. Și sincer, e extraordinar să revii la notițele astea peste ani, când cel mai probabil ai uitat-o ce se întâmplă în carte. Dar, normal, depinde foarte mult cât timp vrei să aloci fiecărei cărți, pentru că toate astea durează și, în mod evident, încetinezi lectura. Bun, și acum cred că putem să trecem la partea distractivă, adică aia în care vă arăt efectiv cum iau eu notițe și ce înseamnă sublinierile din cărțile mele. M-am gândit să începem cu o carte pe care am studiat-o la facultate în cadrul cursului de literatură română postbelică. Ăsta e unul dintre romanele mele preferate, dintre cele pe care le-am citit în 2021 și, după cum se vede, mi-am luat ceva notițe pe măsură ce am citit-o. Trebuie să menționez, am făcut toate sublinierile astea pe de o parte pentru că mi-a plăcut cartea, dar și pentru că urma să dau un examen, așa că, în mod evident, era destul de important să storc din cartea asta tot ce puteam și după asta o să vă arăt cum arată o carte pe care am citit-o pur și simplu de plăcere. De obicei, în momentul în care decid să iau notițe dintr-o carte, o să includ la finalul cărții un fel de legendă ca să-mi dau seama ce înseamnă fiecare culoare și vă sfătuiesc din inimă să faceți asta pentru că, de exemplu, eu când am citit Ulise am uitat să includ și o legendă, așa că acum când o răsfoiesc, pur și simplu nu îmi mai dau seama ce a vrut să spun autorul, adică eu, cu toate culorile astea, dacă a vrut să spună ceva sau dacă le-am ales aleatoriu, nu mai țin minte. Și culorile astea se referă de obicei la etichetele pe care le pun, pentru că, foarte important, în momentul în care îți propui să anotezi cartea pe care o citești, poți să faci în două moduri, pe care eu le văd ca fiind complementare, de fapt, folosind etichetele astea colorate, care practic te ajută să navighezi mai ușor prin carte după ce ai terminat-o, te ajută să revii la pasajele care ți s-au părut relevante în timpul lecturii, sau prin sublinieri, care la mine întotdeauna sunt colorate. Și în caz că vă întrebați, astea sunt markerele pe care le folosesc eu în momentul de față, stați așa. Toate sunt culori pastelate și mi se pare că astea sunt cele mai potrivite în momentul în care
vrei să subliniezi paginile dintr-o carte, pentru că nu acoperă scrisul și de cele mai multe ori sublinierile nu trec pe partea cealaltă. Astea sunt de la Schneider și mi s-au părut destul de ieftine pentru niște marcări pastelate. Și când vine vorba de etichete, posibilitățile sunt nelimitate, dar astea cred că sunt cele mai comune. Etichetele astea sunt peste tot pe jos în casa mea și nu vreți să știți câte haine, cearșafuri, fețe de pernă, pături am stricat cu marcărele. Revenind la tratament fabulatoriu, unele dintre consemnări pot să fie mai personale. De exemplu, aici mi se părea mie cunoscut pasajul ăsta cu povestea din Rip Van Winkle. Mai am și momente în care vorbesc direct cu autorul sau cu o parte din text, cum e aici, unde îl întrebam pe Nedelciu dacă îi place de Faulkner, pentru că era aici un pasaj care mie mi se părea influențat clar de stilul lui Faulkner și poate că până la urmă pot să pară copilărești genul ăsta de notițe, dar ajută foarte mult la examen. Legat de sistem, vă spuneam că etichetele albastre, de exemplu, ne conduc la pasaje în care textul face referire la el însuși. De exemplu, e acest pasaj. De fapt, știu și eu dacă personajul are voie să afle prea devreme detalii despre noul său loc de muncă și sunt tot felul de paranteze din astea care apar în text și în care instanța autorială își vâră coada în poveste. Cu roz am marcat diverse pasaje referitoare la gen sau relațiile de putere dintre diverse personaje. De exemplu, avem aici pasajul ăsta foarte confuz în care Luca, protagonistul romanului, se îndrăgostește de o liceancă pe care o întâlnește în autobuz. Cu galben am marcat paginile la care voiam să revin înainte de examen. Cu verde am marcat brodelile. Ce înseamnă asta? Nedelciu, de fapt, scrie despre romanul ăsta în prefață că fabulația sau tratamentul fabulatoriu e forma lui de rezistență împotriva manipulării sistemului comunist și deci cu verde am marcat pasajele care susțin ideea asta și cu portocaliu am marcat paginile la care acțiunea ia o cotitură importantă, de exemplu, sau poate avem caracterizarea unui personaj la care vreau să revin un pic mai târziu și mi se mai pare important de menționat faptul că nu fiecare subliniere e însoțită de o etichetă, ci de fapt acolo unde avem o etichetă, probabil avem o subliniere mai importantă decât celelalte, pentru că frunzărim cartea asta și practic vedem că am subliniat câte ceva pe aproape fiecare pagină. Și na, cam asta se întâmplă în momentul în care ești la facultatea de litere sau la limbi străine și urmează să dai examen dintr-o carte pe care o citești. Dacă, în schimb, avem o carte pe care o citesc de plăcere, cum ar fi Unor în formă de Cămilă de Alina Nelega, pe care am citit-o chiar după ce am terminat facultatea, adevărul fiind spus, e și ăsta un roman destul de subliniat. Dar asta pentru că, în primul rând, e o rescriere a lui Hamlet, tragedie shakespeariană, așa că, în mod evident, e un text mai dens decât, nu știu, un roman contemporan pe care îl iei la întâmplare de pe un raft într-o librărie. Și aici avem cam aceleași lucruri. Uite, în unele locuri poate subliniez un citat și, ca să nu uit de ce l-am subliniat, o să scriu aici critică activismului performativ. Aici am consemnat faptul că Alina Nelega introduce și alte personaje pe lângă cele de care știm deja din piesa originală și toate notițele astea mă ajută, de fapt, să fac o recenzie cărților pe care le citesc, de exemplu în vlogurile pe care le postez aici, sau mai rar în scris. Câteodată mă simt mai confortabil să gândesc și să scriu în engleză, așa că unele legende vor fi în limba engleză, deși cartea e scrisă în română. De data asta am decis să marchez cu portocaliu momentele cheie ale acțiunii și asemănările dintre romanul Alinei Nelega și piesa originală. Cu albastru am marcat pasajele care pur și simplu mi-au plăcut, de exemplu, generația noastră a fost ultima, așa că în romantismul târziu a unor mari idealuri și speranțe. Eram generația care rupea definitiv cu proletcultismul, aveam maturi biologice și culturale și istoria era de partea noastră. Și citatul ăsta continuă cu o pagină de critică socială și movul practic asta ne indică. De altfel se vede că aici am pus o etichetă roșie și roșu înseamnă pasaje la care îmi doream să fac referire în momentul în care filmam un vlog. Pentru că de fapt am vorbit despre cartea asta într-un vlog de lectură și anume cel în care citesc exclusiv cărți scrise de femei timp de o săptămână. Cu verde am marcat pasajele care fac referire la lumea teatrului românesc. Cam toate personajele fac parte din lumea asta. Cu roz, din nou, orice are legătură cu identitatea de gen a personajelor sau chiar pasaje queer. Și aș zice că în texte la liniile Lega, genul ăsta de aluzii sunt importante față de romanul lui Mircea Nedelciu, de exemplu. Da, apropo, forțini. Efectiv, forțini. Pentru că, nu știu dacă ați observat, dar îmi place să nu mă iau în serios. Și la, adică ce-mi place cel mai mult la tot procesul ăsta, e fix momentul ăla de peste ani în care revii la o carte,
veche în care ai scris și poți să fii atent efectiv la conversația pe care ai purtat-o atunci cu textul. E altceva, ador să scriu în cărți. O altă carte pe care am adnotat-o cu foarte, foarte mare grijă e Lolita de Vladimir Nabokov. În ediția asta minunată, completată de toate etichetele și toate sublinierile, așa cum o să vedeți imediat. E o carte pe care ar fi trebuit să o citesc pentru facultate în ultimul semestru din anul 3, dar pentru că orarul pentru anul 3 la litere și la limbi străine e absolut groaznic, n-am reușit să ajung la cartea asta decât acum câteva luni, dar este o carte pe care am citit-o efectiv de parcă încă aș fi fost studentă și de parcă ar fi urmat să dau examen din materia pentru cursul de literatură americană de secol 20 și sincer, așa mi-aș dori să citesc fiecare carte pe care pun mâna, dar, după cum am zis, ar fi destul de ineficient și mi-ar consuma mult prea mult timp, iar dacă nu sunteți studenți la litere sau nu aveți nicio legătură cu domeniul ăsta, mi se pare clar că nu o să aveți timp să citiți așa, în mod regulat, și până la urmă e absolut normal, adică e un hobby. Aici se adaugă niște prieteni noi, adică aceste post-it-uri, pe care eu am început să le folosesc destul de recent, de fapt, și de care m-am îndrăgostit, pentru că în unele cărți o să fac chestia asta, adică o să mă folosesc efectiv de marginile paginii ca să îmi scriu gândurile sau diverse informații pe care le preiau de altundeva, dar de cele mai multe ori nu o să am spațiu necesar să fac asta și aici intervin post-iturile. Pe foile astea lipite în carte, din loc în loc, am decis să includ tot felul de interpretări critice a pasajelor pe care le-am citit, adică în principiu citate pe care le-am preluat din ediția notată. Sau, de exemplu, aici am inclus o bucată dintr-un interviu cu Nabokov în care zicea că, din punctul lui de vedere, marile capodopere ale literaturii de secol 20 sunt Ulise, Metamorfoza lui Kafka, Sankt Petersburg și În căutarea timpului pierdut a lui Proust. Aici sau pe marginile cărții aș scrie orice m-ar ajuta să vorbesc despre cartea pe care o citesc, să fiu în stare să zic mai mult de da, a fost o carte faină, mi-a plăcut. Pentru că, din păcate, pentru cei mai mulți dintre noi, ăsta nu e un dar, nu e ceva care vine natural, ci e efectiv un meșteșug sau ceva la care trebuie să muncești constant. De data asta, cu portocaliu am marcat diverse indicii pe care le presară autorul în poveste și care o să conteze abia peste câteva zeci de pagini. Și adevărul fiind spus, n-aș fi știut despre indiciile astea dacă în paralel cu ediția asta n-aș fi citit și ediția notată, special pentru studenți, tot de la Penguin, tot în limba engleză. Și credeți-mă, în Lolita sunt o grămadă, adică lui Nabokov îi plac joculețele astea atât de tare. Sunt tot felul de mici detalii care așteaptă să fie descoperite. Practic Nabokov te avertizează, vezi că peste 100-200 de pagini o să se întâmple asta. Și cumva asta e parte din motivul pentru care am iubit Lolita atât de mult. Cu roz am marcat pasajele care au făcut lectura un pic mai grea pentru că citim despre o fetiță de 12 ani sedusă de un adult și sunt multe scene deranjante. Eu le-am marcat doar pe cele mai evidente. De exemplu, pasaje în care Humbert face apologia violatorilor, pagini în care vedem cum o manipulează pe Lolita și așa mai departe. Din nou cu galben, momente cheie, cu albastru, efectiv pasaje amuzante și sunt multe, adică chiar sunt multe. Lolita e o carte foarte, foarte amuzantă, dincolo de toate pasajele unsettling, așa cum le-am marcat la spate. Și pentru că Nabokov a fost un maestru al limbii engleze, am marcat și pasajele în care am întâlnit un limbaj deosebit sau, aici e mai interesant, pasaje în care autorul încearcă să ne manipuleze. Și prin asta mă refer la faptul că Lolita e practic o întreagă tablă de joc. Este lumea lui Vladimir Nabokov și noi doar trăim în ea, prieteni. Uite, tot cum Mova a marcat un moment în care textul parodia fluxul conștiinței, care lui Nabokov se părea cumva insuficient. Și că tot veni vorba de parodii, cu verde a marcat diverse aluzii culturale, aluzii pe care le face textul la alte texte, ador să mă uit la astea în momentul în care citesc o carte, și diverse scene parodice. Așadar, din punctul meu de vedere, visul e practic să citești orice carte de parcă ai fi student la litere. Ăsta e visul, sau cel puțin asta îmi doresc să fac eu. În același timp, nu toate cărțile pe care le citesc au genul ăsta de sisteme. Atunci când citesc poezie, de exemplu, nu-mi iau foarte multe notițe, ci pur și simplu plasez etichetele astea oriunde găsesc un poem la care aș vrea să mă întorc cândva. Eventual subliniez titluri sau versuri care m-au impresionat din volumul respectiv. Nu prea scriu despre poezie și, na, presupun că se vede. Până la urmă vreau să zic că și genul ăsta de notițe sunt cât se poate de valide, mai ales dacă nu obișnuiți să scrieți în cărți, ați putea începe pur și simplu prin a sublinia pasajele care vă plac și care ați vrea de fapt să vă sară în ochi în momentul în care puneți mâna pe cartea asta în timp. Deci cam asta ar fi. Am elucidat misterul, asta tot mă zgălesc eu în cărți. Eu vă sfătuiesc să nu vă feriți de obiceiul ăsta, chiar dacă poate părea puțin ciudat, atâta timp cât sunt cărțile voastre.
neapărat să fie cărțile voastre. Vă rog frumos, nu scrieți pe cărți împrumutate de la bibliotecă, nu scrieți pe cărțile prietenilor, n-aș face niciodată așa ceva și mă amuză de fiecare dată când văd un comentariu care mă acuză că aș scrie în cărțile altora. Atâta timp cât sunt cărțile voastre, din biblioteca personală, mi se pare o metodă excelentă prin care să vă personalizați cărțile. Practic, în biblioteca mea e foarte ușor să-ți dai seama care sunt cărțile citite și la care încă n-am ajuns. Plus că, așa cum am zis, în momentul în care stai și subliniezi și ții notițe și mai cauți informații pe lângă și le incluzi și pe alea în notițele pe care le iei în carte, ești mult mai atent la text și reții mult mai bine ce citești, pentru că transformi lectura într-un proces activ, așa cum ar trebui să fie. Mersi că v-ați uitat, sper că vi s-a părut un clip util sau măcar că v-ați distrat și până data viitoare, eu vă urez ca întotdeauna spor la citit. Pa!